Revenind la ceea ce se întâmplă astăzi, e legată de ceea ce se întâmplă azi, un val de acuzații foarte grave, 17 posibile omoruri, cum spun anchetatorii, și au lărgit spectrul acum al anchetei. Eu aș spune în ziua respectivă să uită la toate decesele din România. De ce să ne oprim la 17? Da, și care au dus, iată, la această isterie majoră în care deja avem val de aparținători care vin și spun că ruda lor e posibil să fi murit, se bănuiește sau bănuiesc ei că ar fi murit în ATI. Lasă-mă să-ți dau un exemplu personal. Tatăl meu a murit în februarie 2021, știi asta. A murit în terapie intensivă la Babeș. La 18 ore după ce inima lui s-a oprit, a fost resuscitat. Resuscitarea era deja tardivă, dar medicamentos, medicii, pentru că era și băiatul lui Gabi Diaconu, i-au dat chestia asta, nu înțeleg foarte bine de ce i-au dat-o, din punctul meu de vedere trebuiau să lasă să moară atunci. Dar o altă chestie este că tatăl meu a fost victima cu numărul 18 după incendiu de la Balș, de la Institutul Balș. Fiind evacuați în noaptea respectivă și fiind un dosar penal, da, sub suspiciunea săvârșirii infracțiunii de, având în vedere că au murit oameni după incendiu de la Balș, tatăl meu, deși a murit niște zile mai târziu la un alt spital, din cu totul alte cauze și așa mai departe, tatăl meu a fost a 18-a victimă a incendiului de la Balș. Adică apare în acel dosar. Bineînțeles, da. Apare cu titlul victima numărul 18. Eu m-am dus la poliție să dau o declarație despre moartea lui tata și prima chestie pe care am spus, ok, înțeleg rigoarea juridică, dar aș vrea să fie foarte clar. Eu n-am nicio pretenție civilă de pe urma acestei chestii. Eu știu foarte bine din ce cauză a murit tatăl meu și cu siguranță n-a murit din cauza incendiului. Acum, simpla proximitate cu un incendiu care a avut victime n-ar trebui să ne lase să conflăm numărul. De asta mă amuzam cumva trist cu rictus amar în momentul în care ai spus că sunt 17 decese. Păi da, în ritmul ăsta putem să luăm un areal pe 50 de km împrejurul Bucureștiului. Sau de ce nu să nu existe bănuiele asupra tuturor celor din ATI-uri care... Păi și de ce să ne oprim la Pantelimon? Adică, odată ce începe o vânătoare de vrăjitoare, odată ce începe un tribunal al poporului, paranoia face să ajungi să suspectezi pe toată lumea. Dar oamenii ăștia n-au minte? Mă refer la cei din Ministerul Public sau cei care sprijină politic teza asta, din toate partidele care astăzi vorbesc de doamne cu coase. Oamenii ăștia n-au minte? Adică, eu pot să înțeleg. Eu, pe persoană fizică, eu ca psihiatru, eu ca om care a făcut inclusiv psihiatrie de război, eu pot să înțeleg propaganda. Nu mă deranjează chestiunea asta.